Deschideți, vă rog, Cartea Genesei, capitolul 21. Cea din tâi carte, din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, din Talmudul Ebraic, Cartea Genesei, capitolul 21, vom citi de la versetul 14 la 21, textul de învățătură pentru această dimineață. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i-l-a dat lui Agar și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. i -a, a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a esprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș Și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, că zicea ea, să nu văd moartea copilului. A șezut, dar în fața lui, la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis, Ce ai tu, Agar? Nu te teme că și Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus, le-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran, și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Îngerul a strigat, ce ai tu, Agar? Acesta este cuvântul pe care o să-l împărtășesc cu dumneavoastră pentru titlul mesajului Îngerul a strigat. Îngerul a strigat. În Sfânta Scriptură de multe ori a strigat un înger. Este o expresie celebră, mai ales vis a -vis de vizita lui, vizita îngerului Gavril la Maria, când i-a adus vestea nașterii lui Mesia. În această dimineață vom vorbi despre acest strigăt. Un strigăt al lui Dumnezeu pentru toate mamele, pentru toate surorile, pentru toate bunicile, pentru toate femeile. Și e frumos să, ved, să, să observăm și să, să vedem că întâi, Îngerul are o întrebare, apoi are o încurajare și, în cele din urmă, are chiar o poruncă. Întrebarea parcă te pune pe gânduri. Încurajarea este acel nu te teme care apare de 366 de ori în Sfânta Scriptură, câte una pe zi, chiar și în anul bisect. Dar apoi este o poruncă pe care Dumnezeu o are pentru mame. Ia copilul, scoală te ia copilul și ține-l de mână. Vă vorbi despre valoarea acestei mâini. Pe care mama o întinde peste copil. Ce valoare, ce importanță are această mână pe care tu, ca mamă, ca bunică, ca femeie, o să o întinzi peste copilul tău, peste nepotul tău, peste cei dragi din jurul tău. Și ce efect și ce valoare are această mână întinsă. O să vorbim despre șapte aspecte, șapte caracteristici ale acestei mâini întinse. Primul, sigur că da, probabil că și intuiți, este mâna dragostei. Mâna dragostei. Mama întinde asupra copilului ei această mână a dragostei. Fiecare ființă umană se naște cu această nevoie de dragoste. Avem în viață nevoie de siguranță, avem nevoie de certitudini, avem nevoie de convingeri. Copilul, când se naște, prima lui lecție, primul lucru care îl învață, este că mai există cineva. Este certitudinea unei alterități, a unei alte persoane. Și care este acea altă persoană? de care copilul becomes aware, devine conștient și, și percepe într-această lume misterioasă în care a intrat, că mai există cineva, cineva care îl cuprinde, cineva care îl ține la piept, cineva care îl îngrijește, este mama, nu-i așa? Este mâna mamei, această mână a dragostei. Mama este prima lui certitudine cu care se întâlnește în viață. Apoi el ia și tata, îl iau și frații lui, îl iau și alții. Dar mama îl cuprinde prima. Imediat după Revoluția din 89, în România au apărut la televiziune niște imagini tulburătoare care au făcut ocolul lumii, dacă vreți. S-au dat pe postul național niște imagini din orfelinate, din spitale, din azile cu copii, cu bolnavi, cu oameni handicapați, cu bătrâni care se aflau într-o stare și într-o condiție inimaginabilă. Adică fără îngrijire și mai ales fără dragoste. Soția a crescut ca un copil orfan într-un orfelinat din Bistrița, a rămas orfană de la 8 ani și atunci, imediat după venirea, cum spunem noi în Ardeal, colectivului, când nu mai aveai cu ce să te întreții, cu ce să îți crești copiii, era foarte greu. În perioada aceea, un ung de alor, profesor universitar la Cluj, a luat pe cele două gemene și le-a dus la bistrița, la prundul burgăului la un orfelinat. Apoi, când s-a întors, și-a terminat liceul, și-a terminat școala, a lucrat toată viața la un orfelinat. A lucrat ca și contabilă. Iar imediat după Revoluție, la acel felinat unde erau peste 200 de copii până la șase ani, și erau mulți doctori și psihologi și tot felul de angajați acolo. Când a venit Revoluția, imediat au ales-o ca directoare a acelui orfelinat. Și mi-aduc aminte cum Duhul lui Dumnezeu scula noaptea și mă trezeam și o vedeam că nu doarme și ziceam, tu nu dormi? Și zice: Domnul masculat, să-mi spună ce să fac pentru copiii ei orfani. Copiii ei orfani se handicapează acolo, în orfelinat. Pentru că într-un salon de mizerie erau 30-40 de copii și o îngrijitoare. Și toți erau ținuți ca niște boxe. La șase ani deja, copilul acela era handicapat. Nu putea să umble, nu putea să vorbească, dar ei erau născuți normali, abandonați însă de părinții lor sau copii din tot felul de condiții, veneau acolo și erau puși într-un pat și uitați acolo, abandonați acolo. Și Duhul lui Dumnezeu o trezea noaptea să-i spună, trebuie să remodelez toată structura, toată înfățișarea acestui orfelinat. Trebuie altfel de săli, altfel de împărțire, altfel de îngrijire, altfel. Copiii ăștia au nevoie de dragoste. Fără dragoste se handicapează. Copilul are nevoie de dragoste. În psalmul 139, David spune în versetul 13: Înainte ca să mă ia mama în brațe, înainte ca să mă ia părinții în brațe, înainte ca să mă atingă mama cu dragoste ei, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Tu m-ai modelat, tu m-ai frământat, tu m-ai făcut să fiu o făptură așa de minunată. David descoperă că înainte ca să te atingă mama și tata, te atinge altcineva, Creatorul Dumnezeu. Și el te atinge cu dragoste. Chiar dacă părinții nu te ating cu dragoste, chiar dacă se întâmplă drame și tragedii în viață, chiar dacă acel copil rămâne orfan sau altfel. Dar Creatorul, Dumnezeu, când trimite copilul în lumea aceasta, îl modelează și îl atinge și îl țese în mod tainic cu mâna lui și cu dragostea lui. Este mâna dragostei. Mâna dragostei. Aceasta este prima de care avem nevoie. Nu știu cum o să-l întâmpine la școală, la lucru, la universitate, la știu eu, la întâlnirile care se duce chiar la biserică, nu știu cum o să le întâmpine. Din păcate, unii experimentează trist experiențe chiar în biserică, chiar în adunări. Nu sunt cuprinși cu dragoste, nu sunt întâmpinați cu dragoste, nu sunt întrebați de sănătate. Vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu, din partea Cuvântului lui Dumnezeu. Cel care te-a atins prima dată în existența ta, în devenirea ta, n-a fost mama, n-a fost tata, a fost Dumnezeu. Și el te-a atins cu dragostea lui și te-a trimis în lumea aceasta cu o atingere plină de dragoste, plină de milă, plină de bunătate. A doua. A doua este mâna protecției. Copilul are nevoie de protecție. Părintele, mama în special, tata, îi asigură copilului această stare de siguranță, de liniște, îl protejează de tot ce nu se poate păzi el. Dacă este la etaj, pe, pe vazul unui geam deschis, nu știi, să strigi, să sperie și cade, să zbor până acolo, să-l apuci, să-l prinzi. Dacă e mic și e cu un cuțit mare în mână, ce faci? Nu zici, wow, ce grozav e copilul meu. Încerci să-l iei din mână, să-i spui? Nu se poate. Nu știi să-l folosești. Ba mai mult, s-ar putea să-ți faci rău. Copilul are nevoie de această protecție. În Cartea Judecător, capitolul 15, versetul 12 un înger a venit la o femeie și i-a spus, vei avea un copil. Femeia a alergat la soțul ei și a zis, a venit un înger. Și a zis că o să avem un copil. Și Manoah a zis, da, un înger? Chiar ai văzut un înger? Păi dacă, dacă e adevărat să mai vină o dată îngerul, să vină și la mine, să-l văd și eu. Îngerul a venit din nou. Ea a fugit și a zis, vină că a venit. Și amândoi s-au dus la înger și ce întrebare au avut. Ce trebuie să facem și ce trebuie să păzim, cum trebuie să creștem copilul acesta, cum să-l ocrotim, cum să-l ajutăm în viață. Și apoi a crescut Samson, mare, a crescut puternic, ca nimeni altul, nu? Și spunea, vreau cu tare lucruri, și părinții spuneau, nu, nu e bine. Dragul mami, dragul tatie, nu e bine ce vrei tu. Nu e ok, nu o, să, nu o să se sfârșească cu bine. Dar părintele încearcă să protejeze copilul. Încearcă să crească copilul și să-i asigure liniște, să-i asigure protecția aceasta. În Proverbe, în capitolul 1, de fapt, această colecție de proverbe, dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea mereu. Cuvântul sau apelativul acesta, fiule, primește cuvintele tatălui tău. Fiule, ia sfaturile mamei tale. Fiule, ia minte. Ăstea sunt cuvintele spuse de mama către fiul ei, de tata către fiul lui. Fiule, ia minte, fică, ia minte. Părinții tot timpul vin cu această învățătură și cu această grijă de a-l păzi pe copil, de a-l ajuta în viață. Și îmi place foarte mult în versetul 8, este, zice, ascultă învățătura tatălui tău și nu le păda în drumările mamei tale, pentru că ele sunt ca o cunună pe cap și ca un lanț la gât. Deci, mama, pentru că în special vorbim de ea, dar nu este numai efortul ei, ci este efortul celor doi, soț-soție, a părinților, ei pun copilului pe cap o coroană. Ei pun copilului la gât o salbă de mare preț, de aur. Aceste învățături, aceste exemple, aceste sfaturi, acest mod de a-l păzi, de a-l de a-l ajuta să înțeleagă. A treia, a treia mână și apoi ca să mergem din nou la Psalmul 139 cu versetul 5, acolo este un cuvânt iarăși foarte frumos pe care David îl spune, nu știu dacă tata poate să pune mâna să mă păzească de ce vine din față, nu știu dacă mama poate să mă păzească de ce mă lovește din spate, nu știu dacă este cineva să-și poată pune mâna deasupra să mă ocrotească, să mă simt ca într-o cetate. Dar David spune foarte frumos, zice, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, îți pui mâna peste mine. Dumnezeu este ocrotitorul nostru. De tot ce auzi mereu, light motivul acesta, în rugăciunea mamelor, în rugăciunea părinților, care se roagă mereu pentru copiilor și pentru nepoților și spun așa, Doamne, de tot ce nu se pot ei păzi, de tot ce nu îi putem noi păzi, păzește-i, păzește-i tu, apără-i tu cu mâna ta, mâna protecției. A treia este mâna disciplinei. Este mâna disciplinei. Dar la ce o să vreau să vă fac atenție aici este un, un mod diferit de a privi acest cuvânt disciplină. Cuvântul disciplină vine de la același cuvânt care are aceeași rădăcină cu cuvântul disciple. Disciple and discipline have the same root. Au aceeași rădăcină. Dar este mai mult decât o rădăcină comună. Înseamnă că în disciplina aceea sau în procesul acela de disciplinare, de fapt, trebuie să existe un disciple. Adică nu-l disciplinezi pur și simplu că te-ai enervat pe el, că te-ai supărat pe el, că nu mai reziști, că nu mai știi ce să faci. Nu! Ci dragostea, protecția, disciplina face parte dintr-un complex întreg și mult mai elaborat de creștere a unui ucenic. Oare acești copii pe care Domnul ne-a dat în casa noastră, 5, 10, 15, 19, 2 poate, sau numai unul poate, acești copii trebuie să-i ucenicizăm, trebuie să... We need to disciple them. Și din procesul acesta face parte dragostea, face parte protecția, face parte disciplina. Numai să-l disciplinezi, dar fără dragoste, asta va da naștere la, la, la mânie. Sfântul Pavel spune, nu-i la mânie. Atunci ei se supără, se închid, se crispează. Asta va da naștere la oameni care vor înțelege un Dumnezeu legalist, un Dumnezeu dur, un Dumnezeu aspru. Foarte mulți îl vor înțelege pe Dumnezeu prin prisma felului de a fi a părintelui, a mamei și a tatălui. Asta e imaginea lor, prima lor imagine despre Dumnezeu. Cum e tata, așa a ieșit Dumnezeu. Cum e mama, așa a și Dumnezeu. Dură, aspră, nu are timp, nu se ocupă. Ori Dumnezeu nu e așa. Dar când spune, mergeți în toată lumea, nu ca să faceți misiune, nu ca să faceți predici, nu ca să botezați oamenii. Da, și asta e parte din lucrare. Dar scopul principal, mergeți și faceți ucenici. Ori, ucenicii pe care trebuie să-i facem sunt în casa noastră. Copiii care ți-a dat Domnul sunt ucenicii de care trebuie să te ocupi tu ca mamă, tu ca tată, tu ca părinte. Ăștia sunt ucenicii tăi. Sigur că toleranța, de altă parte, fără dragoste, vine un spirit de legalism și de mânie dar și fără disciplină dai naștere la toleranță și chiar la lipsă de respect. Copiii îți vor spune mai târziu, mulțumesc pentru că m-ai învățat ce înseamnă nu. Mulțumesc că n-ai fost de acord. Mulțumesc că m-ai disciplinat. Mulțumesc că ai intervenit atunci. Mulțumesc. Nu mi-a plăcut atunci. N-am înțeles, dar acum înțeleg. Mulțumesc că ai făcut asta. Știți cum, numim, cum se numește asta în, limbajul lui James Dobson, se numește Tough Love. Este tot dragoste, dar este um, o, 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 mână de fier într-o mănușă de... De ce? De catifea. Copilul nu trebuie să simtă greutatea mâinii, ci să simtă dragostea chiar și atunci când îl disciplinezi. Și ca să folosim din nou Psalmul 139, Știți cum se încheie psalmul 139? Cu ce rugăciune? Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Înainte cu câteva versete spune, zice, o, zice, Doamne, când vei ucide pe cel rău? Când vei interveni? Când va veni justiția ta? Și cred că Funcția radar a Duhului Sfânt s-a aprins ca un beculeț în inima lui David și David a zis, uh, wait a minute, nu vreau să alunec în extrema uh, justițiarului. Doamne, cercetează-mă și cunoaște inima, cercetează-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă cumva sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Dar asta înseamnă dumă, asta înseamnă iamă de mână, asta înseamnă Poate nu vreau să merg, poate nu-mi place, dar dumă, Doamne! Folosește disciplinarea, folosește procesul, folosește iubirea, folosește protecția, folosește tot ce trebuie în ucenicie și dumă pe calea veșniciei. Iată, David era în Big Trouble și a venit la el profetul Gat și a spus, zice, M-a trimis Dumnezeu și a zis că. Ai trei opțiuni. Și a dat cele trei opțiuni care însemnau disciplinare, dură, și a zis, trebuie să alegi una. Și eu trebuie să mă duc la Dumnezeu să-i spun ce ai ales. Și știți care a fost răspunsul, răspunsul lui David în 2 Samuel 24 cu 14? A zis, Gad, s-a uitat la el, așa omenește, prietenește cumva, a zis, Gad, nu e așa că e mai bine să cădem în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este nesfârșit în bunătatea lui. Să nu ne lase Dumnezeu să cădem în mâinile oamenilor. În mâinile lui Dumnezeu, ești ca și lutul în mâna olarului. Și el te frământă, te bagă în tratamente, te modelează, te disciplinează. Nu te pedepsește numai de dragul pedepsei. N-are altceva de făcut, e parte din his tough love program, din felul de a-și arăta dragostea. Sigur că copilul nu înțelege la momentul acela. O va înțelege mai târziu. A patra. A patra este mâna călăuzitoare. Mâna care. care te conduce și te învață. Uite așa se umblă, uite așa se vorbește, uite așa faci înainte de a te pune la masă, așa procedezi după ce te ridici de la masă, uite când îți pui hainele, așa ți le pui, uite când ți le iei, așa ți le iei, uite când intri într-o casă, așa procedezi, uite ce înseamnă casa Domnului, Biserica lui Dumnezeu, uite cum tratăm Scriptura, uite așa, uite așa. Și tu îl înveți, îl călăuzești în viață, uite cum se face o decizie, uite cum se alege o profesie, uite Uite cum ne-am decis pentru o școală, uite toate astea fac parte din mâna care conduce copilul, călăuzește. Mâna călăuzirii. O altă certitudine de care are nevoie copilul, pe lângă certitudinea de alteritate, adică o altă persoană care e lângă el și care e mama, o altă mare certitudine a copilului este nevoia de adevăr. Orice om se naște cu această nevoie de adevăr, această, această certitudine cauzală, această întrebare, cum spunem noi în engleză, the why question. Orice copil vrea să știe, da, tată, da, mamă, dar de ce e așa? Păi așa e. Nu, nu, dar de ce e așa? Și copiii vin cu nesfârșitele lor întrebări. Să știți că un copil trebuie luat foarte în serios. Mă iertați dacă spun, dar n-aș vrea să fie scos din context ce spun. Aș vrea să înțelegeți contextul în care spun. Și noastră o să mă înțelegeți cu siguranță. Dar uneori trebuie să vorbești mai serios cu un copil decât cu un om mare. Un om mare te întreabă cuvinte, spune lucruri. Cum ești, frate? Bine, slavă Domnului. Cum ești? Știe Domnul. Oh, I'm, I'm good, thank you. And... Și se duce. Nu, nu It's not ready. Dar copilul ăla pe care îl ții de mână și care, care vine la tine și zice, mama, dar de ce? Dar când mergem? Mi-aduc aminte că eram foarte nerăbdător să merg undeva. Și tata și mama îmi spunea, plecăm mâine. Și după 5 minute veneam înapoi și ziceam, acum mai mâine. Când e mâine? Când e mâine? Când e, mâine? Când e... De ce răsare soarele? De ce răsare luna? Cine a făcut norii? De ce, de ce iarba e verde? Toate aceste întrebări fac parte din, din certitudinea cauzală a ființei umane. Din dorința lui um, de a înțelege, de a cunoaște adevărul. În mintea lor se creează primele trasee neuronale și primesc primele răspunsuri, primele adevăruri. Și cum îi le spui tu, el așa merge. Copilul e ca și cum te duci cu el printr-o pădure prin care n-a mers niciodată nimeni și faci un drum. Și totdeauna ideile și feelingurile și toate vor încerca să meargă pe drumul pe care deja ai făcut. Și drumul ăla dintr-o potecă va ajunge un drum, un drum forestier sau după aceea va ajunge un drum asfaltat sau poate să ajungă chiar un, 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 un freeway, o autostradă dar e drumul care l-ai creat tu, învățându -l un pattern, răspunzându-i, uite, așa e aici, așa se face aici. De aceea facem noi asta. O, oh, dar nu avem răbdare, că nu ne lasă televizorul, nu ne lasă Facebook-ul, nu ne lasă geabul, nu ne lasă planurile noastre și Dumnezeu a dat acești copii în casa noastră să-i ucenicizăm și să-i creștem pentru împărăție. Să creștem copii pentru cer, pentru Dumnezeu. E o responsabilitate extraordinară pe care o ai ca mamă. O, zice, ia ce, ce face? Păi zice, nu face nimic. Really? Nu face nimic? Odată soțul a venit acasă și a zis, păi, tu nu știi ce greu mi-e mie și tu stai acasă și nu faci nimic. Într-o zi, soția respectivă N-a făcut nimic. Și când a venit soțul, era pe cauci și citea o carte. Și soțul a venit și a zis, ce e aici? Și a zis, dragă, astăzi n-am făcut nimic. Now you see the difference? Este cea mai fantastică slujbă pe care ți-o poate da Dumnezeu în universul ăsta și în lumea asta. Să-ți dea un copil, să investești în el, să, să, să pour your life into, into him, into her. Și să te ocupi de modelarea acelui copil. Nu este slujba mai grațioasă, mai, mai nobilă, mai înaltă decât asta. Așa că tu îi spui o poveste și el te ia foarte în serios. Pentru că copilul are nevoie de certitudine, are nevoie de adevăr. Și ca să-l duci la adevăr, trebuie să-l duci la Scriptură. Trebuie să-l duci la Hristos. Trebuie să-l duci la Dumnezeu. Știți cum făcea Iov, cât era el de businessman și de prosper și de binecuvântat, dar lua pe fiecare copil și zicea mergem before God. E important asta. Mergem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. E important asta. Mergem să vedem ce spune Dumnezeu. E important asta. E parte din facerea de ucenici. Al cincilea aspect al mâinii întinse este mâna prieteniei. Mâna prieteniei. Nu doar mâna dragostei, nu doar mâna protecției, nu doar mâna disciplinei, nu doar mâna călăuzirii. Ce este mâna prieteniei? Hmm. Aici, it's a big challenge for all of us. Dar ce frumos sună în gura unei fetițe sau unui copil care spune, mama e cea mai bună prietena mea, tata e cel mai bun prieten al meu. Ce mândri sunt acei părinți. Ce greutate glorioasă are afirmația aceasta. Sigur că dacă ai primit dragoste, dacă ai primit protecție, dacă ai primit călăuzire, atunci te poți deschide, te poți exprima intim cu durerile tale, cu problemele tale, cu necazurile tale, cu frământările tale. Este foarte important nu să îi ții copilului discursuri, să îi ții copilului cuvântări nesfârșite, să-i spui că așa trebuie pentru că e în casa ta și ăstea regulile din casa ta. Copilul nu are nevoie de regulile din casa ta, are nevoie de tine, de persoana ta. Nu are nevoie nici măcar de banii tăi. n are nevoie nici măcar de mâncarea multă care o pui înainte sau de nu știu ce. Știi de cine are nevoie? De tine. Când tu te oprești și spui: Te ascult cu ochii, te ascult cu fața, te ascult. Te ascult și nu te întrerup, te ascult și nu te opresc, te ascult și nu te acuz, te ascult și nu, nu te judec, te ascult. Deschide-te. Ioaba a mijlocit pe lângă împăratul David și a zis: David, L-ai pedepsit pe Absalom. N-ar fi bine, totuși, să-l să lași să vină înapoi în Ierusalim. Și David a zis, ok, până la urmă să vină. 2 Samuel, capitolul 14. Și Absalom a venit și vrea mereu să stea de vorbă cu Taică său. Doi ani de zile nu l-a primit. Doi ani de zile nu și-a făcut timp de el. Împăratul David, despre care altă dată se spunea un om după inima lui Dumnezeu, nu l-a primit. N-a vrut să-l primească. De ce s-a încărcat Absalom? Pozitiv sau negativ? Cum s-a încărcat? Negativ. S-a dus la poarta cetății și a zis, o, dacă eu aș fi împărat, așa aș face, așa aș face. Dar dacă tata a luat să zică, vină mă băiatul aici, vine aici. Hai să vorbim, hai să mergem la altar, hai să învățăm de la Tata Iov că cu toate problemele se merge la Dumnezeu. Hai să vedem ce e în Sufletul tău. Open up, talk to me. Știți cum m-a trezit pe mine Dumnezeu în domeniul acesta? M-a trezit cu o experiență ciudată aici pe notița mea am scris frizerul cu nume de doctor. Adică în literatura română este un personaj celebru, doctorul Poenaru. N-am să vă spun unde e frizerul ăsta pe care îl cheamă Poenaru, dar la el mergeau frații din biserică să se tundă. Și odată m-am dus la tuns și eu, bineînțeles, cu toate că îmi place să port părul puțin mai lung decât restul, dar inevitabil am ajuns și eu la el și în timp ce mă tundea, mi-a zis, frate Dorin, dumneata știi că copilul dumitale are problema asta la școală, dumneata știi că copilul dumitale are frământările astea, dumneata știi și mi-a venit să mă duc prin scaunul ăla, să mă... Să... Și am zis, extraordinar, copilul meu nu se deschide să-ți spună mie, se deschide la un frizer. Știți că frizerul când îți umblă prin păr și uh, îți spune întrebări și uh, some of us adormim la frizer și some of us ne se deschide apetitul să povestim. Și ajungi să, să share with a stranger something care you cannot share with your mom or with your dad. Dar a fost a fost destul ca să pun foarte serios întrebarea, de ce copilul meu se deschide la un străin și nu mi se deschide mie? De ce? Ce frumos spune Psalmul 139 cu 18. Sigur că la certitudinea adevărului, David spune acolo, tu ești omniscient, ești omniprezent, unde mă voi ascunde, unde mă voi duce, tu știi cuvântul meu înainte de a-mi ieși, tu știi mișcarea mea, tu știi următoarea mișcă, tu știi totul. Dar parcă ai vrea să zici, David, dar de ce vrei să te ascunzi? vreau să mă duc în cer, e acolo. Vreau să mă duc în locuința morților, e acolo. Vreau să mă ascund în întuneric, e acolo. Dar David, dar de ce vrei să te ascunzi? Why? It's your, it's your creator. Începe să înțeleagă și descoperim în versetul 18 un cu totul altul approach, o cu totul altă abordare. Știți cum zice? Ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Adică să aibă copilul sentimentul și dorința să fie cu tine să vrea să fie cu tine. Nu să zic, hai repede, că am de plecat, mă duc cu prietenii, mă duc cu colegii, mă duc cu, știu eu, copiii de la biserică. Nu, să-i placă copilului să fie cu tine. Cu tine ca mamă, cu tine ca tata. Asta înseamnă mâna prieteniei. Asta nu vine peste noapte. Asta știți când vine? Când ai întins peste el și mâna dragostei, și mâna ocrotirii, a protecției și mâna călăuzirii. Când ți-ai făcut timp cu el și ai investit și l-ai făcut să simtă că e important. Și dacă îi dai timp ăsta prețios, el se deschide. N-ai avut timp special ca să-i ții cuvântări și ședințe și lecții și să-i spui care sunt poruncile tale. Nu, nu, nu. Te-ai apropiat de el ca să-l ajut să se deschidă. Asta înseamnă mâna prieteniei. A șaselea aspect este mâna rugăciunii. Mâna rugăciunii. Și noi avem o cântare care spune: rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Dar știți cum am învățat să mă rog de la mama? Mama pune mânuțele împreună și spune: Și tata, și amândoi părinții e rugăciunea mamei. Adică a te ruga pentru el și a te ruga cu el. Sunt în istorie exemple uriașe în felul acesta. Am să vă spun doar unul care... Am să vă spun mai multe. Unul din istorie care este uluitor. Suzana Wesley, supranumită și mama metodismului, a venit dintr-o familie de 25 de copii într-o singură familie. Omul ăsta era credincios, o să ziceți, cum am frate, credincios, credincios, dar n-avea minte. Era doctor. What about that? Era medic. Wow. 25 de copii. Susana Wesley a fost a 25-a, ultimul, pe lista celor 25. Știți câți, câți copii a avut ea de acum cu soțul ei, care era pastor și avea un uh, temperament foarte uh, vulcanic? Toată viața și-a dorit să scrie un comentariu la cartea Iov și a avut mult de suferit. Suzana Wesley a avut la rândul ei 19 nașteri. 19. Cunosc o familie din asta. Băiatul nostru, Daniel, s-a căsătorit cu o fată dintr-o familie cu 19 copii. Simona vine dintr-o familie cu 19 copii. Toți credincioși, toți în viață, toți lângă Domnul. Și când te duci acolo și vezi, acum deja sunt plecați, dar ceva timp în urmă, când mergeam în familia aceea, pentru că cunosc familia aceea din 1900. 75. Și să vezi cum stau aliniați papucii, să vezi ce greutate are cuvântul unei mame, și să vezi cum le spune nimeni nu lipsește de la biserică, nimeni nu întârzie la biserică, nimeni nu iese din biserică. Cuvântul lui Dumnezeu este important, rugăciunea e importantă, ce spune Dumnezeu e important și să asculți de Dumnezeu mai presus de orice e important. Sigur că n-au trăit toți 19 la Suzana, dar Suzana avea o disciplină din aceasta de prietenie, de dragoste, de protecție, de călăuzire. Și mai ales avea un program foarte clar. Cu fiecare copil, era programat pe zile, fiecare copil avea o oră. John Wesley și Charles Wesley, doi dintre marii conducători ai metodismului și a trezirii spirituale din Anglia, John spune în, în jurnalul lui, zice, eu eram joia. Ziua mea cu mama era joia. O oră stătea mama cu copilul și zicea, ne rugăm împreună, spunem cum te simți, spunem cu ce probleme te confrunți, deschide-te, haideți să stăm în prezența Domnului. Eu nu vreau decât. Tu, tot, las totul la o parte și tu ești focusul. Pe tine, pe tine mă, 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 mă preocupă foarte mult ce se întâmplă în inima ta și în viața ta. Vedeți ce mare lucru. Când merg la Chicago, stau într-o familie de prieteni, familia Shaitish. Ea este medic și el este avocat, dar m-a surprins, acum vreo doi ani când am fost la ei în familie, m-a surprins un lucru extraordinar. Au trei copii, copii de liceu, adolescenți, și în fiecare dimineață, am surprins asta, cât am stat la ei câteva zile, apoi am fost din nou anul trecut și tot la ei am stat și am văzut asta din nou. În fiecare dimineață, copiii, înainte de a pleca la școală, computerul e deschis, este programul acela pe Skype și prezbiterul bisericii din Bedeciu, de lângă Huedin, din Județul Cluj, am avut biserica asta în pastorație când eram la Cluj, fratele Petre Șaitiș, bunicu, în fiecare dimineață se roagă pentru ei. Copiii merg și stau în fața computerului care e deschis, văd pe bunicu și bunicul le dă binecuvântarea și face rugăciunea pentru fiecare din cei trei. Și asta se întâmplă de ani de zile, zi de zi, dimineață de dimineață. Nu pleacă fără binecuvântarea bunicului. Ați fost la această celebrare de viață frumoasă cu Dumnezeu a sorei Vioara Moisa. Săptămâna aceasta, marți, miercuri, Jason a repetat o mărturisire emoționantă și marți seara și miercuri. Și vă aduceți aminte, cred că ceva a rămas în imaginea aceea cel mai puternic, Că bunica venea, se punea în genunchi la patul lor și punea mâna pe capul lor. Și ei spuneau, nu ne puteam culca, nu venea somnul până nu vine bunica să se roage, să ne dea binecuvântarea, să-și pună mâinile. Nu ne dăm seama ce impact are o mamă care se roagă, o femeie care se roagă, o femeie a rugăciunii mâna rugăciunii. Ce forță, ce putere are. Sigur că și ea a crescut ca și copil orfan, rămas orfană de la șapte ani. Soția mi-a spus secretul acesta, a zis, noi orfanii înțelegem pe Dumnezeu diferit. Noi orfanii luăm pe Dumnezeu pe cuvânt, că El este tatăl orfanilor. Și noi îi spunem lui Dumnezeu tată, dar în mod real. Îi spunem tătuțule, Daddy, Aba, îi spuneam. Și tot în mărturisirea aceea am aflat de la Jason că rugăciunea preferată a solei Vioara, știți care era? Tatăl nostru. Pentru că ce era mai frumos decât să ai un tată? Să spui cuiva tată. Și acela să fie Dumnezeu, mâna rugăciunii. Și ultima, ultima. Este mâna recunoștinței. Mâna recunoștinței. Adică tot ce ai binecuvântat, tot ce ai atins cu dragoste, cu protecție, cu disciplină, cu călăuzire, cu prietenie, cu rugăciune, tot ce ai atins se întoarce înapoi. Vine înapoi spre tine. Ești bătrân, ești slab, ești neputincios. Și acel copil te va suna, te va căuta, te va îmbrățișa, te, îți va mulțumi, va veni înapoi cu mulțumirea. Îmbrățișarea care ai dat-o, mâna care ai întins-o, rugăciunea care ai făcut-o, dragostea care ai arătat-o, se va întoarce înapoi. Va face full circle și va veni înapoi. Să vedem dacă știți cum se termină Vechiul Testament. Știe cineva care este ultimul verset din Vechiul Testament? Încă nu-l puneți, frate Emil. Știe cineva? Extraordinar se termină. Știți care e ultimul cuvânt? Asta precis că știți. E un cuvânt greu, ca nici nu vreau să spun, dar o să-l vedeți pe, pe, pe verset. Știți care e ultimul profet? Din Vechiul Testament, din că. Așa. Maleahi 4, versetele 5 și 6. Zice că va veni profetul Ilie și va face trei lucruri. Acum puteți să puneți versetul. Puneți chiar 5 și 6, frate Emil, vă rog. Zice așa, va întoarce inima părinților spre copii. Apoi va întoarce inima copiilor spre părinți. Al doilea lucru. Și gata? nu gata. Știți de ce trebuie întoarcerea asta? Și unitatea asta? Și legătura asta? Pentru că asta e condiție pentru al treilea mare lucru. Când va veni Domnul, deci părinții, copiii, felul cum se întorc ei unul spre altul, felul cum se iubesc, felul cum se respectă, felul cum lucrează împreună, felul cum stau în prezența lui Dumnezeu împreună, garantează venirea Domnului și spune acolo în Vechiul Testament, ca la venirea mea, ca la venirea mea să nu lovesc țara, ca la venirea mea să găsesc o familie binecuvântată ca la venirea mea să găsesc părinți care veghează, mame care veghează, tați care veghează. Să știți că mamele nu pot lucra singure. Mother's Day al doilea weekend în mai, Father's Day al treilea weekend în iunie, s-ar putea să avem adunare generală chiar atunci și o să ratați predica pentru tați. Mai bine spun acum ceva care să fiu sigur că am spus. It's a team effort. Nu este numai unul. Mama aia nu poate singura, e nevoie și de tata. E nevoie de amândoi, e nevoie de lucrul lor în echipă, e nevoie de rugăciunea lor. Și Maleahi spune, trebuie inima părinților să se întoarcă spre copii. De la bani, de la afaceri, de la alergare, de la alte probleme, de la de la nemulțumire, de la alte probleme, trebuie să se întoarcă de la toate astea și să se întoarcă spre copii. Și inima copiilor trebuie să se întoarcă spre părinți. Și apoi amândoi, și părinții și copiii, să se întoarcă spre Dumnezeu, pentru că vine Domnul. Și când vine Domnul, nu vrea să găsească țara, nu vrea să găsească familia, nu vrea să găsească celula de bază a societății familia, nu vrea să o găsească în neorânduială și să o lovească. Vrea să o binecuvânteze. Deci observați ce frumos integrează profetul toate aceste elemente. Vrea să binecuvânteze Domnul. Nu vrea să lovească țara cu blestem. Oriunde este totuși Absența lui Dumnezeu, unde este absența mamei, unde este absența tatălui, unde este absența oamenilor credincioși. Poate fizic sunt prezenți, dar spiritual sunt absenți. Sau zic, oh, el trebuie să-și ceară iertare. Copilul zice, m-a Ea trebuie să-și ceară iertare. Și uite așa, nu găsesc momentul acela dumnezeiesc când Părinții își întorc ochii spre copii, copiii își întorc ochii spre părinți. Și toată familia zice: Vine Domnul să trăim frumos, vine Domnul să trăim sfânt, vine Domnul să trăim în dragoste, vine Domnul să trăim ca pentru Dumnezeu, ca atunci când vine să fim binecuvântați. Ne ridicăm la rugăciune, ne rugăm pentru toate mamele, ne rugăm pentru toți tații, ne rugăm pentru toate familiile, pentru toți copiii. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste aceste familii, poate chiar peste cele necăjite, fără tați, fără mame, sau în care sunt acești părinți, dar sunt absenți. Adică nu sunt acolo unde și nu suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu. Să mulțumim Domnului pentru mamele noastre, pentru aceste femei puternice, mari, pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Cine mai are o mamă să o sune, să o caute, să o îmbrățișeze, să-i spună că o iubește. La încheiere vă rugăm frumos toate femeile, absolut toate femeile, mamele cu copii, mamele spirituale, toate femeile din biserică să rămână. Din partea bisericii am pregătit un gest de dragoste și de apreciere pentru dumneavoastră. Familia Luca, și în mod special a lucrat la asta. Le mulțumim din suflet lui Nelu și lui Florena. Dar vreau să ne rugăm serios ca în biserica Emanuel Dumnezeu să ridice familii puternice, mame puternice, tați puternici, oameni sfinți. Așa, ca sora Vioara, ca sora Olimpia, ca bunii și ca alte și alte surori și ca alți și alți frați. Să nu piară neamul acesta de oameni, seminția aceasta de oameni care cunosc pe Domnul și care știu ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Ne rugăm pentru toate mamele.